cadrul interviului acordat de directorul Direcției pentru Agricultură județeană Giurgiu, Petra Ochișor, săptămâna trecută am discutat și despre campania de recoltare care se desfășoară în această perioadă. La cultura de urs, producția este una mai mare față de cea care era așteptată. Campania de recoltat la cereale păioase a început, a debutat cu orz. La orz noi avem în jur de 80% deja recoltată suprafața. Au fost câteva probleme datorită cantităților de precipitații din ultimele zile și au întârziat puțin derularea activității de recoltare. Însă, din discuțiile purtate cu fermierii, am constatat că indicii calitativ și cantitativ sunt destul de buni. Față de estimările făcute, producția este un pic mai mare. Campania de recoltare este deja începută atât la mazăre cât și la anumite soiuri de grâu. Dacă în privința orzului situația este una bună la nivelul județului Giurgiu, la cultura de grâu există o problemă despre care ne-a vorbit directorul DAJ Giurgiu. A început și recoltatul la mazăre, unde avem în jur de 15% din suprafața cultivată cu mazăre recoltată. La fel și pentru cultura de grâu. A început și aici pentru soiurile care au o timpurietate recunoscută, să se recolteze. Dacă la orz am spus că sunt cât de cât îmbucurătoare rezultatele, acum la grâu sunt puține rezerve în sensul că la cantitate indicii sunt un pic mai puțin buni, în sensul că sunt multe boabe și ștave și producția e undeva la 5.500 kg la hectar, dar, repet, pentru o mică suprafață, pentru că deja suntem la începutul recoltatului. De asemenea, în cadrul interviului acordat la finele săptămânii trecute, directorul Direcției pentru Agricultură județeană Giurgiu a vorbit și despre verificările care se fac cu privire la condițiile de valorificare de către persoanele fizice care dețin atestat de producător. Activitățile care le derulăm în această perioadă sunt legate de verificările privind condițiile de valorificare de către persoanele fizice care dețin atestat de producător, tocmai pentru a se elimina suspiciunea substituirii produselor care se valorifică în baza acestor acte. Ideea este că în același timp eliberăm avizele consultative care stau la baza emiterii atestatului de producător și fiind într-o plină activitate de recoltare la legume în special, importanța valorificării este recunoscută și faptul că se solicită avize consultative care să stea la baza emiterii atestatelor de producător ne bucură, pentru că deja constatăm de producători agricoli care cultivă și valorifică legume în județul Giurgiu.